Bună ziua, prieteni! Cătălin Cornea vă vorbește. Astăzi vă prezint câteva aspecte dintr-o ședință de dresaj în care am lăsat un câine tânăr să interacționeze pentru prima dată liber cu un adult, un adult necastrat, dar l-am ales, să zic așa, pe sprânceană pentru că este un câine cu mari abilități de comunicare. Da, Lord! Da, Lord! Da, băiatule! Da, băiatule! Trebuie să faci față! Ia uite! Te ia la joacă, vezi? Te ia la joacă, da. Na. Vom asista în cadrul acestei filmări la câteva momente interesante, cum ar fi tertipuri pe care aceștia le folosesc pentru a putea relaționa, felul în care se desfășoară această interacțiune, dinamica pe care o are tot acest ansamblu de comunicare. Avem ocazia să observăm maniera prin care câinele matur, îl numim generic lupul, folosește limbajul corporal încă de la primul contact pentru a câștiga încrederea celui nou venit. Știm oare de ce se întâmplă totul astfel? Unde credeți că duce începutul relației lor? Primul contact a fost timid, cu o energie joasă, o apropiere liniștită din partea lupului, care experimentat fiind, a înțeles repede că celălalt este ezitant. Apoi, prin semnale specifice de calmare și o sincronizare perfectă a anumitor posturi corporale, a transmis curaj și încredere câinelui tânăr pentru a se deschide la interacțiune. Totul are un scop precis. Asta, poziția asta este o poziție de calmare, să-l liniștească, știi? Având în vedere că ambele exemplare sunt masculi cu testosteron, lucrurile merg bine între ei până aici, pentru că lupul este echilibrat, fără experiențe anterioare traumatizante. De obicei, masculii necastrați se tensionează în preajma altor masculi care emană feromoni cu miros specific. Asta se întâmplă deoarece în perioada adolescenței aceștia au avut parte de experiențe neplăcute cu masculi adulți necastrați. Revenind la Lord și lupul cu care acesta este în continuu proces de comunicare, înțelegem cât de important este spațiul de care ei au nevoie pentru a se mișca. Alergarea face parte din tot acest proces de cunoaștere. Nu întâmplător, eu folosesc lesa retractabilă în socializarea câinilor. Știu că ei au nevoie de repliere, folosind un termen din fotbal, pentru a putea elibera din tensiunea sau presiunea pe care o resimt din partea celuilalt sau celorlalți. Lord a început la fel. L-am pus în primă față pe Lord în context cu cățeluși adolescenți, fără traume și care știau să interacționeze prin joacă, fără atitudini dominanți agresive. Această selecție a situațiilor în care punem câinele depinde exclusiv de noi pentru calitatea socializării. În interacțiunea cu oamenii, de asemenea, ei resimt o tensiune pe care nu pot să o descarce decât repliindu-se, alergând dintr-o parte în cealaltă pentru a se liniști. Nu ar putea face asta fără să fie în lesă retractabilă. După cum spuneam mai devreme, totul are un scop precis. Ceea ce numim joacă, atunci când doi câini se tatonează, este de fapt un drum bazat în mare măsură pe comunicare tactilă prin care stabilesc pozițiile ierarhice între ei. Gestul suprem de dominare este poziția deasupra. Acesta este momentul maxim de tensiune din care se poate declanșa confruntarea. Acolo, unul din cei doi va resimți cu adevărat puterea celuilalt. În această ecuație, factorul de echilibru este omul, stăpânul fiecărui câine. Omul trebuie să le înfrâneze aceste porniri și să anticipeze momentul în care câinii vor începe lupta. Astea sunt unele dintre experiențele care îl fac bărbățel. Că accesează stările alea de dulău, știi? Pe fondul acestor momente și după aceea, când intră în conflict și își dă seama că sunt conflicte serioase cu astfel de mascul cu mirosul specific al feromonilor de la înainte din testosteronul pe care îl are celălalt, automat în preajma masculilor cu miros de genul ăsta începe să se tensioneze pe viitor, știi? În momentul în care va întâlni mascul cu mirosul ăsta, va fi gata, va intra într-o stare de tensiune și va fi, uite, comportament de
Vezi? De calmare, s-a pus și el în fund. Vezi? Și s-a uitat în altă parte, nu-l fixează cu privirea, ok? Celălalt s-a culcat și el, să-l liniștească un pic. Vezi? Pare că există un ritual de dominare. Începe cu joacă, noi zicem că se joacă, trădăm, până la momentul în care unul încearcă cumva să facă gesturi de dominare față de celălalt. Și dacă ăla acceptă, ok, dar dacă nu acceptă, acolo e o tensiune în momentul respectiv. Dacă nu acceptă, se iau la bătaie, știi? Și dânsul știe, de aceea și interveni, că știe că ăla e momentul în care propriul câine începe să escaladeze, știi? Da, o experiență pentru Samir. O concluzie se poate trage. Depinde de noi cum îi expunem experiențelor pentru ca acest ritual de dominare să fie cât mai elaborat. Sunt Cătălin Cornea, sper că v-a plăcut vizionarea acestui clip și nu uitați că orice câine se poate dresa dacă la capătul lesei se află un om suficient de inteligent, nu suficient de brutal.